Lasă-mă să-ți explic. Nu avem ce vorbi, n-ai ce să mă explic, ce să mai explici. Acum, după ce m-ai făcut de râs în fața nuntașilor, cea prietenilor, cea rudelor mele, ce să mai explici? Of, Dumnezeule, Tudor mi-a furat copilul. Încearcă să te liniștești. Nu pot. Nela. Jungla de asfalt cu pașii mici. Poate știi cum e să trăiești aici. Orașul știe tot ce faci, știe tot ce zici. Poate știi cum e să fii judecat. Nu știi cu toată ființa ta că ești nevinovat. Poate știi de unde vii și cine ești. Dar toate astea se vor schimba în București. Nu avem niciun viitor împreună, tu pe mine înțelegi? Nu mă interesează viitorul, pe mine mă interesează prezentul. Tu ești idiot. Eliza, eu fac ceea ce simt. Totul ți se pare romantic, nu foarte frumos? Ce se întâmplă când vreau eu... Vreau să înțelegi un singur lucru. Eu te iubesc și vreau să rămân lângă tine. Înțelegi? De multe ori, într-o oră sau într-o zi, poți să trăiești mult mai intens decât într-o viață. Lasă-mă, Mircea. Lasă-mă singură. Vreau să pleci. Te rog frumos. Vreau să pleci chiar acum. Dacă ies în momentul ăsta din casa asta, să știi că nu o să mai mă vezi niciodată. Îți promit. Dar crede-mă, tu o să ai de pierdut. Eu o să rămân cu dragostea mea pentru tine. Și o multe amintiri frumoase, dar tu cu ce o să rămâi? Cu nimic. Hai, măicuță, lasă, mai că nu mai plânge. Nu cu mama, ia. Așa, așa. Nu plânge, mama, lasă că trece, lasă că trece. Nu o să moară. Nu o să moară, măicuță, n-ai nicio grijă.
De unde? Ei, așa e, toate mamăile. A trecut prin viață, știe multe. Uite, am eu semnele mele că tata nu o să moară. Ia să vedeți. Hai, nu te mai ajută. Stai jos aici. Stai, ia, stai liniștit. Nu, vreau să fac ce face tata. Nu, n-are rost, rămâi. De ce nu lași? Și-o vreau să văd. Stai liniștit, uite, a venit. A venit ambulanța și acum e pe mâini bune, gata, o să fie bine. Ia, stați voi liniștiți aici jos, hai. Nu o să moară. Nu o să moară, maică. Frică. Nu o să moară, n-ai nicio grijă. Tata e om zdravăn, e om în putere. N-are cum să moară. Nu se poate. Eu nu înțeleg ce au oamenii aia cu el. El e un om bun. De ce era îmbușcat? E foarte bun, tata. E cel mai bun, tata. Da, da, uite, Dumnezeu nu o să lase să-i se întâmple nimic rău. Hai să vezi, o să fie bine, iubita mea. O să fie bine. Hai, liniștește-te, puiule. Hai. Te rog, Tudor, te rog, rezist, mai avem puțin și ajungem la spital. Te rog, zice ceva. Dai, tu zi. Grijă-te acum. Tudor, te rog. Te rog, nu. Și nici de cineva care să-i iubească. Nu, n-ai de ce să-mi cer asta. O să vezi că o să fii bine, te rog. Tudor, te rog, te rog. Promite-mă, bine, gata, promit, dar o să vezi că o să te faci bine, tata, nu? E bine, ziceți, faceți ceva odată! Tudor, te rog, deschid ochii! Fă ceva! Am nevoie de spațiu! Tudor, te rog! Fă ceva! Atenție, șoc! Atenție, șoc! Tudor! Copiii la ei în cameră. Le-am spus că Anastasia este îngerul păzitor al tatălui lor și că are ea grijă de el. Amărâță de ei. Ce? Ce te uiți așa la mine? Mata, oricând ai poftă de mâncare, nu-i așa? Aoleu, Miarico. Tu știi că eu sunt scarandivă la mâncare, abia ciugulesc. Dar când sunt toți râdă, numai mâncarea mă mai ogoiește. Da? Așa, dacă așa zici, matale. Tu știi ce mă gândesc eu? Ha? Eu mă gândesc de unde până unde ne-am pomenit rănoi cu copilașul Anastasia acelea în casă. Da, nu știu, dar e foarte ciudat, foarte ciudat. Tu știi ce zic eu? Ha? Eu zic că și-a vârât coada vrăjmașul arde l-ar tămâie. Doamne, ferească-ne, Iisuse Hristoase. Știi ce zic eu? Să chemați un popă ca să-i gonească pe frățorii Elizii de acelea, că asta se trage din talpa iadului. Doamne, ferească-ne. Mai ții minte, măi, dragă Mărie, că nu erau struguri coflavie și tu erai mică, Măriuță, nu știai să-i dai biguriță. Și tu erai mică, Măriuță, nu vroiai să-i dai neghiguriță. Mioara, toate florile din București, din lume, toate melodiile astea, ți le dedic ție, iartă-mă. Ce să-mi dedici, mă? Ai venit să rași ca un măgar aici la mine? Chiar așa ție, nu ți-e rușine, mai? Te iubești, așa m-am gândit să vin, da? Cu muzică, cu lăutari, să mă ierți, mie. Câte necazuri sunt în casă, asta ne trebuie, să apar tu cu țambalul aici, da? Asta ne trebuia nouă. Dar te iubesc. Ce mă iubești, mai? Ai venit cu ăștia după tine, așa târie, bro, dar ție chiar așa, nu ți-e... Dar ce să mai mă gândesc eu acum? Că tu ești în stare de orice, mă, de orice ești în stare. Te iubesc. Da, mă, iubești? Te rog foarte mult, să dispar de aici, cu tot cu țambalagii. Hai, Valea, să nu te mai văd în viața vieților mele. Ia, lasă-mă să trec. Te iubesc. Mamaie, vorbește brecu, ia să mă ierte. Convinge-o să-mi pace cu mine. Hai, te rog. Dar ce sunt eu, avocatul tău?
Ia, cărați vedecile. Gata, călătorul ieșea de bine cu drumul. Vale. Nu vrei, nu? Bine, ia zi-mă. Zi-o pe aia de inima albastră. De ce oare eu te-am cunoscut? Și de ce pe brațe te-am ținut? Gura, tu de ce nu sărutai? Dacă ai vrut o istorie... Ia ieșiți, mă, dacinea! Ia cărați-vă, dacinea, că... Gata, vrei, plecăm, gata. Hai, și... Vorbește cu ea să... Te rog eu, zi să-mi pace cu mine. Afară! O convingi, bata, hai mă afară. Lasă că te conving pe tine, hai! Gata, bream. Afară! Gata, bream, plecăm. Ți-ai dracu să fiți. Te rog, Doamne. Te rog, ajută-l să treacă peste momentul ăsta. Te rog, nu-l lăsa să moară. Nu poate să moară. Trebuie să-și revină. Spuneți-mi cum se simte. Încă nu avem noutăți, trebuie să așteptăm. Doctorii fac tot posibilul să salveze. Dar vă rog, dacă apare vreo schimbare, să mă anunțați. Sigur, să te atrăiești. Ajut. Nu e nevoie. Știi foarte bine că n-ai voie să faci efort. Dar ce efort e să duc două cafele? Sunt gravidă, nu bolnavă. Și? Și ce? Cum e cu... cu sarcina? E bine. Merge bine. De fapt, vreau să te întreb despre problema cu Emil. Nu mi-e deloc ușor. Dar viața merge înainte. Cred și eu că nu-ți e ușor. Și partea mai rea e că... se poartă foarte ciudat. De parcă ar fi supărat pe mine. Da. Poate că nici lui nu e ușor. Poate se comportă așa pentru că vrea să te protejeze. E foarte dor de el, Cati. E foarte dor să-l strâng în brațe. Scuză-mă. Alo, da. Bună, Mioara, ce faci? Ce să fac, Cati? Rău, foarte rău. După câte s-au întâmplat? Dar ce s-a întâmplat? Păi de asta am sunat, să-ți spun. Spune-mi, te ascult. Domnul Tudor a fost împușcat. Ce? S-a întâmplat nu cu mult timp în urmă. În fața casei. A fost dus de urgență la spital. Cum adică a fost împușcat? Cine a fost împușcat? Mă duc chiar acum la spital. Mersi mult că mi-ai spus. Ce s-a întâmplat, Cati? Domnul Tudor a fost împușcat. E în stare foarte gravă la spital. Vin și eu cu tine. Așteaptă-mă doar să mă îmbrac. Ce ai? Mircean. Nu înțelegi nimic. Ce să înțeleg, explicam. O să mor, tâmpitule. Boala mea avansează în fiecare zi. Analizele sunt clare. Medicii nu mi-au mai dat mult de trăit. Tot o să mă luăm într-o zi. Nu pot să fac asta. Nu pot să te trag după mine în poveste. Dar e alegerea mea. Mergi, o să mă vezi cum mor, cum agonizez. Nu vreau să te rănesc, nu pot să te fac să suferi. Dar vreau să rămân lângă tine. Asta vreau. Nu pot să te mulțumești cu întâlnirile noastre ca asta de astăzi. Nu pot să mă mulțumesc, vreau mai mult. Că ce vrei mai mult? Vreau să mă trezesc în fiecare dimineață lângă tine. Vreau să-ți simt parfumul, vreau... Gata, Mircea, vreau asta să pleci, pleacă chiar acum. Vreau să rămân singură, lasă-mă. Nu pot să te las singură, nu pot, pur și simplu nu pot. Vreau să fiu singură. Îți promit că nu o să fac nicio nebunie.
Angel. Ce veste îngrozitoare. Am venit imediat când am aflat într-un suflet. Da. Ce știi de Tudor? Ce ți-a spus doctorii? Mai nimic. Am încercat să aflu ceva, dar nimeni nu spune nimic concret. Am aflat doar că a făcut infarct în ambulanță. Doamne, nu-mi vine să cred. Da, nici mie. Dar cum s-a întâmplat asta? De ce l-au împușcat? Ai fost de față, ai văzut ceva? Da. Îl urcau în mașină poliției și la un moment dat Tudor scăpa din mâinile lor. Ei l-au somat, dar l-a fugit de nebun. Deci s-au pus arestări. Nu. Nu mai înțeleg nimic, Narcisa. Angela, spune-mi și mie, cum e posibil ca Tudor să fie acuzat că și-ar fi răpit propriul lui nepot? Așa e, n-are niciun sens. Haide, liniștește-te, te rog. Cum să mă liniștesc? Numai puțin că-mi nebunesc. Știu că nu e un moment bun, dar trebuie să aflu. Ai idee cum a ajuns pe bebelușul în casa lui Tudor? Habar n-am. Dar știu un lucru. Tudor n-avea cum să facă așa ceva. Puliule, culcă-te, te rog. Nu pot. Mi-e somn, dar nu pot să adorm. Mi-e frică. Nu trebuie să-ți fie frică. Tu ești băiat mare, acum ești bărbat, ești stâlpul casei. Ileana pe tine se sprijină. Fata o să moară, nu? Nu mai zici așa. Nu o să moară. O să fie bine. Ba da, o să moară. A murit mama, apoi Anastasia. E rândul tatei acum. Nu, tata o să se facă bine. Și o să vină acasă. O să rămânem singuri. Doar eu și cu Ileana. Ba nu. Tatăl tău o să facă bine, să vezi și o să vină acasă și o să fie totul bine ca înainte, da? Iubitul meu, nu mai plângi. Nu mai plângi. Puiule, puiule, nu mai plângi, puiule. Tudor e un om atât de bun. Nu merită să fie aici, în situația asta. Așa e, nu merită. Viața asta e atât de nedreaptă. Îl iubești mult, nu? N-ai idee cât de mult. Aș da și viața pentru el, aș face orice. Narcisa, o să se facă bine. O să treacă peste asta. Tudor e un bărbat puternic. A avut parte de atâtea necazuri în viața lui și mereu l-a depășit cu bine. O să treacă și peste necazul ăsta, o să vezi. Mulțumesc că ești aici. Draga mea, știu că ți-e greu. Am venit să fiu alături de tine. Hai, liniștește-te. Cum se simte Tudor? Nu știi mare lucru. Tot ce avem de făcut e să așteptăm și să vedem ce o să se întâmple. Pomioara. Hai, trebuie să dormi un pic. Hai. De ce n-a sunat Narcisa? Hai să vezi, o să fie bine. Dacă totul era bine, până acum ar fi sunat. Da, da, poate că n-are vești noi și de asta. Hai să vezi, o să fie bine. Trebuie să avem răbdare, iubita mea. Pomioara? Da? Dacă tata o să moară, cu noi ce se va întâmpla? Nu mai zice așa. Da? Nu mai zice așa. Uite, i-am spus și lui Ștefan, voi aveți un îngeraș pe Anastasia și ea e acolo sus și are grijă de voi. Da? S-au întâmplat așa de multe lucruri râte în casa asta. E adevărat, iubita mea, da. O să treacă totul. Hai, dormi un pic acum, te rog. Hai, puțin tăi. Și dacă sună Narcisa? Dacă sună Narcisa, îți promit că am să vin aici și am să-ți spun, da? Bine. Hai, Nani acum. Mulțumesc, Miara. Pup, hai! Mama e! Tu? Ce m-ai speriat? De,
Dacă nu spuneai, nici nu știam. Ce face copiii? Doarme? Ei, doarme, săracii de ei. Parcă sunt așa, după atâtea întâmplări din casa asta, zăpăciți și... Vai de suflet să nu... Auzi, dar a sunat Narcisa? N-a sunat. N-a sunat. Știi, eu zic că ar fi bine să mă duc și eu la spital după ea. Du-te, maică, du-te, du-te, nu mai sta. Mă duc, dar ai mama ta grijă de copii? Pe cum să n-am auzit vorba? Hai, du-te odată. Și dacă se întâmplă ceva, sâlâie mă și pe mine. Da, da, hai, dar ai grijă, da? Du-te, ai grijă, du-te, maică, da? Du-te, am. Nu înțeleg. Cum s-a putut întâmpla așa ceva? Totul s-a întâmplat foarte repede. Poliția a venit să-l ia pe Tudor pentru că ei credeau că a furat copilul Anastasiei. Da. Au venit să-l aresteze și când l-au dus la dubă, Tudor a fugit. Stai puțin, Tudor fugea de poliție? Nu, nu fugea de poliție. Ceva nu se leagă în toată povestea asta. Da, știu. Poate a văzut pe cineva sau ceva. N-am idee. Domnule doctor, da. Cum se simte Tudor? Situația este foarte gravă, să știți. Glonțul i-a afectat câteva din organele vitale și e în comă. Doamne, Dumnezeule! Dar o să-și revină, nu? O să fie bine. Deocamdată chiar nu pot să vă spun nimic. Trebuie să așteptăm să vedem care e starea lui în continuare. Vreau să-l văd. Vă rog, ajutați-mă. Lăsați-mă să-l văd. 5 minute. Nu trebuia să vă deranjați pentru mine. A, să poate. De atâta oboseală să-mi iau parte. Uite așa. Mulțumesc. Luați. Așa. Eu nu știu ce-ați găsit dumneavoastră la cafeaua asta, că după mine să fie pe Dunăre și tot nu mi-ar trebui. Ce eu am fost șocat când am văzut ce s-a întâmplat cu Tudor. Ah, da, da. Nu mai vin să cred. Și noi, și noi, aoleu, vieță, copilași ăștia, ce s-or face? Un om așa de tânăr, așa de bun, așa. Da. Nu i-ar mai răbda pământul de criminal, că uite așa sunt. Sper să se facă bine, din tot sufletul. Și noi, asta. Maică, și noi. Eu cred că bântul e un blestem pe casa asta, că prea moare multă lume aici. Prea s-a dus rău unul după altul. Da, matale, ce aveți? Nu, mă gândeam la altceva. Nu.
Sunteți așa cam abătut, ai? La ce? Adică, pardon, întreb și eu. Nu știu dacă e bine să vă spun. Eu știu. Hai, deșertați-vă sufletul. Lasă. Lasă că tot satul venea la mine când eram acasă. Da. Erați un fel de psiholog acolo, nu? Da, da, i-a conținut dumneavoastră. Fi fost, dar ei venea la mine. Eu am fost cu Eliza. Unde? Nu, am avut o relație cu Eliza. De fapt, am o relație cu Eliza. Am mai auzit rănoi câte ceva și da. Da, da. Să vă fie de bine, să fiți sănătos. Eu nu înțeleg de ce o femeie așa puternică cum e ea poate să renunțe atât de ușor. Păi e pe moarte, dumneavoastră, Ciulică. Și când ești pe moarte, nu merge să țopăi și să... Nu mă refeream la asta. Eu nu înțeleg de ce nu accept un bărbat care o iubește cu adevărat. Eu de asta sufer. Asta mă deranjează cel mai mult. Fiindcă nu s-a încurcat cu unul de la noi, de la țară. Mamă, ce bătaie îi împușca. Deci sărea ifosilii și toată o trava pe pereți. De, dumneavoastră sunteți mai indelicați, așa, cile la oraș. Vă portați mai... De... Nu cred că ar funcționa cu Eliza asta. Vedeți-vă de treabă, să fi fost ea pe mâna mea. Vă mânca din palmă, mielușa o făceam. Ia uitați-vă la Narcisa. Nu suflă în front. Aie, dacă am educat-o bine. Ce-i măiculiță? Ia uite la el. Mai știi ceva de tata? Of, dragul mami, drag. Lasă că așteptăm acum să aflăm. Să aflăm de tăticul, să n-ai nicio grijă. Lasă. Ia așează-te tu, colea, să-ți dea mai cam mare ceva bun. Așa. Nu. Să nu te supezi, să nu plângi. Lasă. Că se face bine, tata. Și bine acasă. Ilona și Ștefan sunt prea mici. Au nevoie de tine. Eu am nevoie de tine. Te rog, dacă mă auzi, lupta. Lupta pentru noi. Știi că te iubesc. Vă rog, trebuie să plecați. Nu mai puteți să rămâneți aici. Încă un minut, vă rog. Nu se poate, îmi pare rău. Vă rog. Sigură că te-a auzit. Trebuie să crezi în asta. Trebuie să crezi că el se va face bine. Nu pierde speranța, Narcisa. Manuel are dreptate. Trebuie să crezi că va fi bine. Nu știu cum o să mai rezist. Nu mai pot. Narcisa. Nu mai pot. Dacă nu o să rezist el. Dacă nu mai pot. Nu știu ce să fac fără el. Tu nu înțelegi ca mine. Narcisa, te rog. Sigură, dai. Nu vreau să plec. Nu vreau să plec. Nu vreau să plec. Nu vreau să plec. Narcisa. Fai de mine. Doamne, Dumnezeule! Simțiți rău? N-am nimic. Cum n-ai nimic? N-am nimic. Să respire. Aer, respira adânc. N-am nimic, lasă-mă. Sper de ceva? Da, acum câteva luni a făcut o operație de rind, dar nu are grijă deloc de eu. Asistenta, du un scaun cu rotile și două la ecograf pe dumneavoastră. Da, domnule doctor. Nu vreau niciun scaun cu roție, nu vreau niciun ecograf. Te rog, ascultă-l pe domnul doctor. Hai mai repede, te rog, hai mai repede. Clara, tu nu înțelegi că am venit aici pentru Tudor, nu pentru mine. Da, domnul Tudor, n-ar sta liniștit dacă ar ști că tu nu ești bine. Fă-o de dragul lui, te rog, Narcisa. Hai.
În sfârșit te-am învins, Tudore. Bună seara, domnule. Bună seara. M-am văzut pe camere când ați intrat. Cine sunteți dumneavoastră? Matei Cantemir, mă numesc, sunt noul asociat al domnului Preda. Mă scuzați, n-am știut, domnule. Nu știu. Da, de când cu arestarea domnului Stoica, domnul Preda a trebuit să-și găsească un asociat cât se poate de repede și spre norocul lui eram disponibil. Ar fi fost bine să ne anunțe și pe noi, știți că... Nu cred că e datoria unui șef să anunțe și serviciul de pază în asemenea cazuri. Oricum, mulțumesc pentru promptitudinea de care ați dat dovadă. Sigur, domnule. E bine să știu că serviciul de pază e atât de eficient. Sigur, domnule. Vreau să... Da? Să-ți mulțumesc. Mi-ai spus când îl vor scoate pe Emil din clădire. Stai liniștită. N-ai pentru ce să mulțumești. Am făcut așa, ca de la femeie la femeie. Pentru mine însemna mult. N-am făcut-o pentru Emil. El pentru mine nu reprezintă decât un infractor care trebuie pedepsit. Atât. Știu. Și te înțeleg. Scuze-mă. Alo? Da, eu sunt. Ce mai faceți? M-am sunat să vă spun că Popescu e la birou. Ești sigur? Da, m-am sunat așa cum am stabilit. Da, mulțumesc. Popescu e dechizat, abia l-am recunoscut. Însă m-am prefăcut că îl recunosc așa acasă, nu-l sună. Ați procedat foarte bine. Unde e acum domnul Popescu? Dacă vă grăbiți, îl prindeți în birou la domnul Preda. Vin acolo imediat. S-a întâmplat ceva? O mică problemă la serviciu. Mă întorc. Să vă aduc o cafea, domnule? Doriți să ne aduceți o cafea? Știți, la ora asta nu mai e nimeni în clădire și mă bucur și eu dacă mai știu că e cineva pe aici. Și pe mine m-ar bucura o cafea, ce să zic. Mulțumesc. Sigur, imediat. Tudore, ai avut o viață minunată, dar singur ți-ai distrus-o. Te rog, nu te mai mișca, stai liniștită, da? Să te comporți cum trebuie când vine doctorul, da? Nu pot să mă liniștesc, Mioara. Ce rost are să fac eu o ecografie? Te rog, Narcisa. Cati, n-are rost să mai stau aici. Eu n-am nicio problemă de sănătate. Spune-mi și mie, de ce să fiu aici? Trebuie să fiu lângă Tudor, înțelegi? Potolește-te. Nu pot să mă potolesc. Trebuie să fiu lângă Tudor. Dacă se trezește cumva și o să aibă nevoie de ceva, zi-mi și mie ce. Dacă se trezește, vrea să aibă lângă el o femeie sănătoasă, așa că stai liniștită și când a venit doctorul, lasă-l să facă ecografia, da? Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Ei, gata? Putem începe? Da. Cum te simți? Prost, cum să mă simt? Nu o băgați în seamă, faceți ce trebuie, doamnă. Uite, mai întâi o să vedem cum arată rinichiul, da? Pe urmă o să facem niște analize de sânge, să vedem cum stăm și ce o să se întâmple mai departe, da? Hai, te rog frumos să te relaxezi, bine, o să fie totul foarte bine, hai. Analize de sânge. Nu, pe mine nu mă înțepați, să fie clar, nu vreau nicio analiză de sânge. Încetează, Narcisa, te rog frumos să te liniștești și să te asculți prietenele, da? Te rog frumos, uite, întinde-te, relaxează-te, o să fie totul foarte bine, te rog frumos, hai. Așa.
Cristian Popescu, predă-te! M-ai auzit? Când o să te înveți să nu mai subestimezi Dudu-i procuror? Crezi că dacă m-am făcut blond, m-am și prostit ca tine? De câte ori te-am păcălit? Nu să-ți meargă așa la infinit, să știi. Nu? Ciudat. De aici pare că am situația sub control. Ești un jegos. Lasă armă. Hai, trebuie să vreau. Nu vreau, ok. Stai, măi, că așa trebuie, n-are cum. Hai, mă scap de voi. Hai, cu răbdare. Treci marea. Jos, jos. O să fie bine, hai, relaxează-te. Așa. Bravo. Așa. Acum gândește-te la ceva frumos, plăcut. Da. Hai mă că nu doare. E rece, nu? E. Rău de baba la doar. Da, zice ceva, ce-i chestia aia. Draga mea, uite chestia asta de aici. Este un copil. Bănuiesc că nu știe că ești însărcinată. Un copil? E chiar o surpriză, chiar nu știați. Însărcinată, dragi. O să ai un copil, draga mea. Ce? Uite. Mișcă. Însărcinată, cum tu? Îi bate inimioara? Vai de mine. Și asta ce-i? Uite, vezi? Chestia asta mică, mică de aici. Uite, sunt mânuțele. Uite, acum le mișcă, vezi? Vai, nu pot să cred. Râde! Ei, nu râde. Deocamdată nu putem vedea asta. Sigur nu e o glumă? Nu este o glumă. Stai liniștită. Uite, ecograf, minte. Eu gravidă. Da, draga mea, cu siguranță ești gravidă. O să fii mama, o să ai un copil. Eu mamă. Da, Narcisa, o să ai un copil. Avem nevoie de locuri. O
secundă, să te pregătiți. Părerea inimii scadă. Încarcă. Liber. Încarcă. Liber. Încarcă. Liber. Dormeza în primire. Ora șterzi lăutari. Doamne! Eu care muncesc în firma asta, de dimineață până seara de-mi sar ochii din cap. Gata la muncă. Nu e mare lucru de făcut. Business, vorba asta e capitală. Nimic nu e ce crezi. Ai grijă cu cine umbli ca să nu te accidentezi. Și când ai realizat tot ce ai venit să realizezi, șampania să curgă. Bine venit în